Biblioteca Municipală Ion Barbu recomandă spre lecturare romanul Aventurile lui Habarnam, dedicat celor mici. Aceștia sunt invitați să intre într-o lume fantastică din orașul Florilor și să descopere transformarea lui Habarnam în urma unei expediții nemaipomenite. Biblioteca Municipală Ion Barbu vă recomandă Cartea Săptămânii, Aventurile lui Habarnam și al prietenilor săi, autorului rus stabilit în America, Nicolae Nosov. Aventurile se au loc în orașul Florilor, care locuitorii săi sunt prichindei, care au un nume care spun totul despre talentele lor. Știe tot pilula, șurubel, zahăr, zaharescu, limonada sau zăpăcilă, posibil și probabil. E clar că Habarnam nu știe nimic. Încearcă să devină muzician, pictor, poet sau chiar șofer de curse, însă transformarea sa începe cu adevărat să se întâmple odată cu plecarea într-o expediție extraordinară în lumea prichindeilor, la capătul căreia Habarnam va învăța chiar să și citească. Acest roman de aventuri a fost atracția principală și a părinților voștri. Vă așteptăm la bibliotecă pentru a împrumuta această publicație interesantă. Aventurile lui Habarnam face parte dintr-o serie de 5 volume, din care mai fac parte noile aventuri ale lui Habarnam, Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, Habarnam în orașul Soarelui și Habarnam pe Lună.